Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, pe 20 octombrie vor avea loc alegeri pentru președintele Republicii Moldova și referendumul de aderare la Uniunea Europeană. Vă atrag atenția că o grupare de hoți încearcă să amăgească oamenii, să le promită bani, să le transmită informații false, să-i sune și să-i mintă. Rog toți cetățenii să fie atenți. Această grupare spune minciuni și îi cheamă pe oameni să facă lucruri ilegale. Vă rog să nu-i credeți. Țara noastră se află într-un moment de răscruce. Și doar noi, moldovenii, trebuie să decidem încotro va merge Moldova. Din păcate însă, sunt unii în țară și în afara țării care nu-și doresc o Moldovă puternică, independentă, unde poporul își decide soarta. Ei își doresc o Moldovă pe care să o poată fura și controla în interesele lor de grup. În ultima perioadă, tentativele de destabilizare din partea grupărilor criminale controlate din exterior s-au intensificat. Doar într-o lună, instituțiile statului au documentat 15 milioane de euro, 130.000 de oameni plătiți pentru a-și vinde votul, pentru a crea haos și a împiedica intrarea țării noastre în lumea civilizată, acolo unde este pace și oamenii trăiesc în bună înțelegere și bunăstare. Inspectoratul General al Poliției a făcut 350 de percheziții pe cauze penale, a reținut sute de infractori, a pus peste 250 de amenzi, a ridicat zeci de milioane de lei, bani murdari pregătiți pentru comiterea de infracțiuni. Gruparea criminală plănuiește să sune sute de mii de oameni în ziua votului pentru a-i speria, minții sau promite mită electorală. Încă o dată, dragi cetățeni, nu cădeți în capcana unor ilegalități banditești. Le mulțumesc celor peste 2000 de angajați ai poliției pentru că muncesc peste program ca să asigure un proces electoral corect și transparent. Dragi cetățeni, în calitate de prim-ministru, vă garantez că instituțiile statului își vor face datoria și vor proteja votul liber al dumneavoastră și procesele democratice. Dar de voi, dragi cetățeni, depinde să opriți atacul asupra democrației. Duminică, voi faceți alegerea. Ne întoarcem în trecut, singuri, fără resurse pentru dezvoltare, vulnerabili în fața provocărilor sau mergem în viitor în familia celor civilizate care ne ajută să ne modernizăm țara și să trăim în pace, așa cum ne dorim. Am încredere că moldovenii nu vor permite niciodată să fie amăgiți, iar soarta lor să fie dictată de bani murdari și voturi cumpărate. Ei vor să ne vândă viitorul. Noi vot cu vot, de la Ocnița la Cahul, de la unghen la Ștefan Vodă, vom apăra prin vot viitorul copiilor noștri, pentru că alegem să trăim în libertate și pace. Duminică, puterea e la fiecare cetățean ai țării noastre. Puterea e la voi. Mergeți la vot.